Discuțiile privind realizarea unei oțelării la Giurgiu au prins contur și cu ocazia vizitei pe care au făcut-o la Giurgiu reprezentanții unei companii sudcoreene, una dintre firmele cele mai cunoscute la nivel mondial în acest domeniu. Cu acea ocazie au fost punctate câteva repere importante. Între timp, demersurile au continuat așa cum este confirmat și prin corespondența din urmă cu câteva zile dintre grupul sudcorean și o companie din Statele Unite care finanțează astfel de investiții în România. Cu ocazia vizitei menționate au fost de altfel discutate și aspectele prezentate în relațiile dintre cele două companii. Cel mai important sau urgent care trebuie să fac aici în Giurgiu este un nou pod, corect? E adevărat. Eu ca cetățen străin sau locatar în România, locuitor în România, chinuiesc foarte mult când trece podul acesta. Cel mai urgent este să faceți un proiect, un studiu de fezabilitate către Giurgiu și Rusia. Nu e așa? Este necesitate. Este atunci, autostrada, da. Și podul. Atunci, propunerea mea este, dacă aveți un gând, un acord, noi coreenii, poate prezente un design. Da, din partea noastră. Adică proiectul. Să ne ajutați în acest sens. Un proiect, noi o să aducem o propunere. Pe baza propunerii noastre, voi trebuie să facă studiu de fezabilitate oficial cu licitație. În același timp, coreenii va pregăti investiții. În același timp. Atunci este foarte important să orașul Giurgiu lansează o licitație de studiu de fezabilitate. De atunci începe coreenii să implică investiții. Am înțeles. Și o verde ca parte integrată a dezvoltării. Da, că, practic, da. Pe o predictibilitate ulterior apar și investiții. Foarte important asta. Am înțeles. Întotdeauna, aici, după ce face studiul de fezabilitate, caută investitori. Nu. Da. Dacă noi venim cu propunere de proiect, deja ei se formulează investiții. Asta e o mare avantaj dacă aveți niște delegații din Coreea aici. Nu este rentabilă pentru populație, este foarte scump agentul termic și trebuie să găsim noi de la oțelărie să venim să dăm agent secundar. Nu, agentul termic care va fi recuperat de la furnale va fi direcționat către oraș, sigur. Va fi, primăria va trebui să facă partea de racordare, da? Da. Iar agentul termic va fi probabil la o jumătate de preț din ceea ce plătesc în momentul ăsta locuitorii orașului. Tocmai de asta vă spun că avem și infrastructura să trecem peste canal, să ajungem la populație, să mergem pe rețeaua principală de distribuție energie termice. Dar plecând de la... avem odată rețeaua de gaze este în oraș, terminalul de gaze. Dar putem să luăm de la centrala de la CET și venim cu el direct în cetățe. Liniile acestea cât au? Că noi avem nevoie de 50 de megawatt. Păi sigur țin astea. Sigur da? Țin, da, da. Da, pentru că ele duc, toate le vedeți, alimentau cu energie electrică toată platforma industrială Chimieu. Tot planul de investiții este realizat de un fond de investiții din Statele Unite ale Americii, dar se bazează pe expertiza managerială a concernelor coreene care vor folosi forța de muncă locală, specialiștii, muncitorii, care vor fi plătiți chiar de către concernele coreene. Da? Și în felul acesta banii vor ajunge direct la firmele românești care vor lucra sub incidența, sub antreprenorială a concernelor coreene. În felul acesta ei vor învăța ce înseamnă organizare, eficiență, da, și darea în funcțiune a unui obiectiv strategic industrial în timp real. Ultimele amănunte despre această investiție arată că oțelăria urmează să ocupe o suprafață de 16 hectare pe terenul fostului combinat chimic. Va fi produs oțel special care va fi folosit pentru fabricarea de șine de cale ferată pentru trenuri de mare viteză ce vor fi exportate în Turcia, Serbia, Ucraina, fostul spațiu sovietic și Coreea de Sud. Important este și faptul că energia termică rezultată va fi utilizată pentru încălzirea orașului la un preț mai mic cu 50% decât cel actual, dar și faptul că vor fi create circa 450 de locuri de muncă.